Uite-te bum! Cum arată. Nu, mi s-a făcut pielea rău de tot de gândit. Să moară băieții mei. Să moară băieții mei. Pute mă, băiatule. Ok, ok, thank you, thank you, gata. Bine m-am regăsit la o nouă reacție. Prima reacție pe care o fac pe canalul ăsta la așa ceva, dar trebuia neapărat să reacționez la treaba asta. Suntem alături de retardatul domnul Uzi ZVR. Toată ideea de filmat a început în felul următor. Am văzut videoclipul ăsta, partea asta de final, la care urmează acum să reacționăm. Pe ultimul nostru live horror, când am mers la conacul ăla, am ratat ceva și o să vezi ceva foarte, foarte ciudat. Ce faci, mă? O să reacționăm mai întâi la acest videoclip și după aceea o să reacționăm și la live-ul nostru pe care l-am făcut, ca să înțelegi mai bine contextul, ai înțeles? Da. Bine. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, dați pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți reacții aici nebune. De școala bântuită, da? Indonezia. O filmare de două. Deci aici în Indonezia am auzit că e nebunie pe chestii de-astea. Horror. Fără tăieturi, în direct, arată cât de departe sunt dispuși unii să meargă pentru a surprinde necunoscutul în acțiune. Omul s-a dus într-o școală părăsită, bântuită, singur. Pe ușa uneia dintre fostele săli de clasă. Din păcate, primele minute din filmare, vocea lui Uzi se aude destul de nașpa, dar puțin mai încolo o să-și revină la normal. Asta seamănă cu aia, cu ce ușit până am fost noi. O să reacționăm imediat și la ce am găsit noi acolo pentru cei care n-au văzut, dar mai întâi reacționăm la povestea asta, ca să înțelegeți context. Găsit un fel de pătură atârnată, care flutura ușor. Deși nu era curent, Dunia Mistic a reușit să o facă să se miște. Când am bine dacă? Acu ta nengau. Când am bine dacă? Kalau când am bine dacă, tunjukkanlah. Tunjukkanlah diri kau. No. Marș. Sebab saya pelik semalam saya dah bakar tau kain ni. Deci ideea este că noi n-am încercat să facem asta. Asta este ciudat rău de tot. Deci noi n-am făcut asta. Noi nu ne-am băgat să facem așa ceva. Deci ce vezi aici? Noi nu ne-am băgat. Noi n-am dat așa multă importanță la chestia asta. Nu ne-am vorbit noi cu să miște pătura asta. O să vedeți pe video ce am făcut noi cu pătura asta. Să ai de băca ca în inima l-am. Olo, iolo. Itulah tadi saya cakap ada orang mengintai saya daripada atas tapi saya tak tahu siapa. Kalau benda ni tengok. Siapa ni? Engkau siapa? Engkau siapa? Allah Akbar. Ni memang nak kena bakar lagi sekali ni. Memang nak kena bakar lagi sekali ni. Pentru a le arăta privitorilor că nu era legată cu sfori, Dunia a purtat-o prin sală. N-ave cum să faci fake. Curând, bătăile fără sursă au început. Bă, deci cât de nebun. Noi nu ne-am gândit deloc să facem așa ceva și nici nu prea aș... De unde să știm? Dar nici nu prea știu dacă aș face așa ceva, chiar dacă aș fi acolo să fac așa ceva. Ești nebun la cap? Nu aș face. Eu aș fi suficient doar dacă s-ar mișca aia așa puțin și... Ok, thank you, gata. Fii atent ce urmează. Tu vrei să-mi zici? Că dacă noi dădeam foc la pătura aia de pe live-ul ăla horror, unde nu știu ce s-ar fi întâmplat. Bă, da, zici că era la fel, chiar tu ai zis? Da. Bă, ce pătură creepy. Da, și că stătea doar într-o chestie. O să vă reacționăm imediat acum, pentru cei care nu știu, bă, imediat o să vă arătăm. De ce? Bă, las-o moartă. Dacă era o pătură, de ce se mai ținea într-o singură chestie? Păi e pătura asta. Și pe lângă treaba asta? Zici că stătea cineva după ea. Bă, ia uitați-vă pe live-ul ăla. Imediat ne uităm noi, imediat. S-a mișcat. Trebuie aici de reacționat. Jika kau pernah kau ada kat sini, nyatakan. Aku datang bukan untuk teman, tetapi untuk melihat keadaan kau. Aku tahu ini rumah kau dan ini tempat kau. Nyatakan. Tunjukkanlah. Kau angkat kain tu. Kau angkat kain tu sekarang. Aku takkan pergi kalau kau angkat kain tu. Hui. Siapa ni? După ce am văzut cum vorbește ăsta pe video ăsta, noi n-am vorbit așa. Uite cum se mișcă. Clar n-am vorbit deloc așa acolo.
marș, mă. Eu nu cred așa ceva. Saida, nu pucă soarele tu, Saida, stai. Poate până acum crezi că ar, poate e ceva fake. Ia dai, mă, că n-are cum să ridice. Eu înțeleg, Kirk ar fi o energie, Kirk ar fi o entitate. Nu ar avea de unde să aibă atâta energie cât să ridice... decât o entitate demonică. Uite, nu, stai nu, să vezi, uite aici. Uite aici. Nu mai vreau să zic cuvântul ăla. Vă reamintesc că totul se petrecea în direct, sub privirile înmărmurite ale abonaților. Oh, wow! Bă! Ia la! Marș, mă! Nică? Gagă? Kalau betul kau ada kat sini, kau tunjukkan. Aku datang bukan untuk teman, tetapi untuk melihat kehadiran kau. Aku tahu ini rumah kau dan ini tempat kau. Nyatakan, gerakkanlah sesuatu yang kau mampu. Wahai penghuni, tunjukkan. Marj, ma. Allah. Vezi, acum arată că nu e absolut nimeni. Ci era și indirect, lasă-o moartă, că n-ai cum să miști o ușa, vezi? Așa. Vezi? Arată că practic nu e nimeni după nimic, nu știu ce știi. N-are cum, băi, ești prost, dar cum? Nici curentul, mă, așa, coincidență fix, că nu ai cum nici curentul. Omul le-a arătat tuturor că nu era absolut nimeni în spatele ușii. Aia zic. Întors în sala cu pătura, a făcut o descoperire bizară. Nu mai era pătura, ce? Nu mai era. Nu pot să-i balic. S-a mor. Tapi se găsește kat sini tadi. Du-te, mă. Du-te, mă. La ilaha illa Allah. Aia era acolo. Mamă, mi s-a făcut fiara de găină din nou. Du-te, mă, băiatule. Mi s-a făcut. Tu vezi unde e? E iar acolo, nu? Mă. N-ai, mă. E un pic altfel. N-ai, mă. Kena ikut aku, eh? Kena ikut aku. Kena ikut aku. Aku datang untuk kau, teman. Aku tahu kau ada kat sini. Aku nak kau tunjukkan diri kau. Kenapa kau main macam itu? Oh, wow. Sini apa tu? La ilaha illallah. Shema. Clădirea aia n-are, n-are curent. La ilaha Chipa nebubuzin. S-a mor tu, mă. Lele, mă. Ia, mă. Mă. S-a mor tu, mă, tată, mă. S-a mor tu. Pe bune, de zici că bate... S-a mor eu, zici că bate cineva la ușă. Aici deja era cam panicat, cred că. Ya Allah, saya dah menggigil pula kaki. Menggigil pula kaki. Aku keluar. Aku keluar sekarang. Toate acestea s-au petrecut într-o oră. Următoarea a fost la fel de intensă. Vă propun însă să mergem direct la punctul culminant, ca să nu vă țin prea mult. Ceva l-a închis într-o sală. Marș, mă! Vezi, bă, n-ai cum să fake-uiești asta! Unde a găsit, mă, la cheia? N-avea cum să fake-uiască treaba asta. Uite-te puțin. Uite de acolo, ești prost? Marș, mă! Ui!
Allah. Dă-i cu piciorul! Mamă, să bagi mâna pe acolo să te prinde ceva? Hai de capul meu, cum era? Nu, mar. Hai de capul meu. Dar n-are mar. Putere chestia asta să facă asta, stola asta cred că. N-are. Dar ai putere în halul ăsta, mă? Câtă energie să ai? A rămas cu încuietoarea în mână. A rămas cu încuietoarea în mână. Hai bă, las-o moartă. A spart încuietoarea și nu s-a deschis ușa, mă. Dă-te-n... Bă, a rupt ușa și nu... Nu, nu, e nu, asta e ireal așa ceva. Du-i, mă! E greu, mă, că stătea acolo prinsă. A fost încuiată, asta e chestia, știi? 100%... Știi care-i faza când se activează adrenalina în tine? Știu că ai mai multă putere. Ai mai multă putere, nu, așa. Nu, 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 dimpotrivă. Când ești căcat pe tine de frică, mâinile tale devin așa, efectiv. Abia dacă mai poți să faci ceva cu ele. Ești ce, efectiv. Mă? Nu știu la tine, eu nu mai pot să fac nimic, înțelegi? Eu mă împiedic. Nu pot, nu pot. Deci la adrenalină mă împiedic. Nu pot să mai stau în picioare, înțelegi? Sunt oameni și oameni. Doamne ferește să ni se întâmple ceva de genul, no, Andriule. Nu, nu se întâmplă, Doamne ferește. Deci nu, dar asta... Doamne ferește, nu, dar... Hai. Noi nu o să forțăm ca asta dacă o să ni se întâmple ceva. Niciodată nu o forțez eu ca asta. Asta a fost try hard rău de tot. L-am mâncat în cur. Pentru că lucrurile deveniseră serioase, omul a oprit live-ul și a încercat mai departe să se libereze. Până la urmă a reușit, iar acum este bine. Își continuă pasiunea. Ai auzit? Deci își continuă aventura. No, no. Ține-te bine, reacționăm la ce am pățit noi acum. Mai, la 30. Uite aici, uite aici. Da, stai. Nu cred că e aceeași culoare și același... Uite-te cum arată. Bă, arată la fel ca... Du-te, mă, nu, mi s-a făcut pielea rău de tot de gândit. Să moară băieții mei. Așa am fost eu când am văzut asta. Nu. Așa am fost eu. Nu. Deci, uite-te și tu, bă, exact la fel. Tu ești prost, e exact la fel. Ținută într-o singură chestie de-aia. Și uitați-vă ce am zis noi atunci. Cât de creepy e. Wow. Vede cât de creepy. Cât de creepy e aia. Ce? Ce, mă? Zicăți-vă la chestia asta, cum stă atârnată. Zic ușa de pârțuri, frate. Bă, Viri, dar zici care... Bă, zici care picioare și care picioare acolo în spate. Zici care picioare. Și acum da, frate, uite! I-am zis că era ciudat rău de tot. Dar nu ne-am legat deloc de chestia asta după aceea. Așa, uite, stai. Bă, deci dacă chestia aia de acolo se mișcă acum, de cine va sta aia așa? Mă, uite-ți-o puțin cum stă. Ia, uite-te, vezi dacă se mișcă. Când ai zis tu dacă se mișcă chestia aia. Dar așa pare o perdea, dar nu știu ce e. Și gata, n-am mai băgat de seamă. Ia, atenție, căprioare, uite. Aia este căprioara pe care am prins-o atunci. Deci uite, vezi cum s-a uitat și după aceea a plecat. Ia uite. Dar tu vezi că fix la perdeaua asta se uita? S-a uitat la noi și după aceea s-a întors. Dar ai văzut, mă frate, căprioara, am prins și căprioara. Și chiar era căprioara. Aici se vede mult mai clar decât am văzut-o atunci acolo. Dar da. Deci și atâta. În principal asta a fost. În rest n-am mai făcut nicio treabă. N-am vorbit nimic de pătura aia. N-am deci trebuie să ne întoarcem la pătura aia. Neavara trebuie.
Vedem câtă susținere avem. Nu, deci noi neapărat trebuie să ne întoarcem acolo. Deci, pe bune vorbesc, noi neapărat trebuie să ne întoarcem acolo. Puteți să vedeți și voi pe canal live-ul ăsta, dacă vreți să-l vizualizați, dacă vedeți voi ceva ciudat în acest live. Am explorat pe aici, ca prioara asta am găsit-o aici și pătura asta, asta e chestia, că am mai stat pe lângă pătura asta. Dacă mai vedeți poate voi ceva ciudat în live-ul ăsta, lăsați-mi în comentarii. Dar de ce arăta, bă, ca și lungime, cred că e la fel ca asta. Ai, mă, cine stătea să... Deci tu vezi că zici, ăsta e primul picior, ăsta e al doilea picior. Na. Marș! Deci zici că stă cineva pitit după ăsta. Na, mă, mai joacă ceva. Deci nu, vă asigur eu, vreau targetul să fie de 1800 de like-uri, peste 1800 de like-uri. Nici, noi, dacă facem... Nici Andreas nu știe de faza asta. O să zic, deci tu realizezi, tu realizezi că săracul Andreas cred că o să rămână șocat. Clar, noi trebuie să mergem aici, din nou. Deci fii atent, dacă noi într-o săptămână am făcut peste 1800 de like-uri, noi, în prima vineri după săptămâna aia, în prima vineri după săptămâna aia, cred că chiar și în săptămâna aia, mergem din nou. Vineri sau sâmbătă. Totul depinde de câte like-uri se strâng aici. Eu nu zic o sumă anume, neapărat 1800 de like-uri, că nu mi se pare mult pentru oamenii care se uită. Sunt două variante. Ori o să facem live din nou de la locația asta, ori să facem un vlog în care se vadă mult mai clar, mult mai bine audio-ul. Nu știu, spuneți-mi în comentarii ce părere aveți, pentru că după cum vedeți live-ul ăsta se vede cam nașpa, pentru că e greu să faci live în pădure, ok? Semnalul acolo este slab, audio-ul mai slab, dacă ar fi vlog ar fi mult mai calitativ și s-ar vedea mult mai bine. Voi decideți în comentarii cum ar fi mai bine, eu tind să cred că poate vlogul s-ar vedea mai bine și n-ar mai fi probleme tehnice cum pe live, greu se aude, greu se aud sunetele. Așa, așa pe vlog putem să punem, de exemplu, GoPro-ul meu, Night Vision-ul meu și, să edităm și camera principală a lui Andrei. Da, și putem să edităm după aceea să se vadă ca lumea și să... E mai greu pe live totul să fie. Dar da, sunt avantaje la live faptul că e și live și poate, na. Cam asta a fost reacția. Dacă v-a plăcut, rupeți butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi și noi ne auzim data viitoare.